Fotbal Comuna Recea a întâlnit în deplasare formația Avântul Reghin într-o partidă programată în etapa a 6-a din campionatul Ligii a 3-a la fotbal. Formația antrenată de Romulus Buia a reușit o victorie la limită după ce s-a impus cu 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Bogdan Pașca în minutul 25. Tot în această rundă, metalurgistul Cugir, care înainte de această rundă ocupa prima poziție a clasamentului, a fost învinsă cu 1-2 în deplasare de performanța Ighiu. Profitând de pasul greșit făcut de echipa din Cugir, Comuna Recea urcă acum pe prima poziție și devine noul lider al seriei a 5-a. După primele 6 etape, maramureșenii au acumulat 13 puncte, unul mai mult față de metalurgistul Cugir și cu 3 peste ocupanta locului 3, Universitatea Cluj. Clasamentul seriei a 5-a este însă unul foarte strâns, primele 9 echipe fiind despărțite doar de 4 puncte. În runda următoare, programată sâmbătă 7 octombrie, Fotbal Comuna Recea va primi vizita formației Industria Galda, ocupanta locului 5.